prin campaniile la televiziuni, prin presă, efectiv aduși pe stradă. Adică prin simpla lor apariție. Apariție, da, da. Atunci oamenii se învață cu ei. Mai știu de pe la presă că trebuie să se comporte așa și așa și atunci vor fi de ajutor. Până ne tratează ca pe oameni cu probleme și că nu voi n-avea și căuta în autobuz sau țineți-i acasă că uite deranjează și că plânge sau că sunt prost crescuți sau că foarte multe injurii. Și ce răspundeți acestor oameni? Le spun scurt, scurt. Este un copil cu probleme, numai atât poate. Da, nu înțeleg. Haideți să ne orientăm la aspectele frumoase și pozitive ale, da, ale familiei dumneavoastră. Spuneți-ne de, nu știu, spuneți-ne de câteva povești frumoase, povești de succes, povestiți-ne, povestați mie într-o zi despre... Nu știu, cât de mult ați muncit, apropo de energia simonicăi de a merge, și nu știu chiar ați început și ați mers zilnic cu noi într-o perioadă kilometri în șir. Da, pentru că autismul ăsta așa e de complex, încât dă și tulburări de somn, alimentație, e însoțit și de epilepsie, are foarte multe complicații. Și atunci trebuie să întâi acestea anihilate și după aceea să recuperăm copilul efectiv. Copilașul trebuie să mănânce, să doarmă, ca să poată primi o recuperare adecvată. Și atunci, pentru toate întrebările astea, ni se dădea un medicament. Un medicament care făcea mai mult rău copilului, pentru că el adormea complex și nu mai puteam lucra nimic, adică nu-l liniștea, l-adormea complet. Sau dacă copilul efectiv nu mânca nimic toată ziua sau mânca doar cartofi prăjiți, el nu avea energie să meargă undeva la recuperare sau pe stradă sau unde vrea noi să-l ducem. Și atunci a trebuit noi să facem în așa fel încât să eliminăm medicamentația și să începem efectiv câte o terapie pentru celelalte simptome, cum ar fi somnul. Și am zis, haide să scoatem medicamentele și să începem cu efectiv forță, pe forță. Observația asta am făcut-o într-o zi, când ea, dacă a fost foarte obosită, normal, n-a mai fost hiperkinetică și a observat foarte bine. Și am zis, hai să ne apucăm să mergem, sau... De atunci a început și cu bazinul și dacă a mers o perioadă bună și ea a fost atentă, na, corpul a început să-și intre normal și atunci a și dormea. Și cum mersul ce a făcut efectiv? Ce s-a întâmplat cu mersul? Am făcut un program. Un program de dimineață trezit, la aceeași oră și mers foarte mult. Kilometri întregi, pot să spun 10 kilometri pe zi. Fiecare zi. În fiecare zi, pentru că dacă mergea mai puțin, era același lucru. Tot așa era foarte agitată și nu observa. Și dacă am văzut că funcționează, bine, în timp corpul și-a făcut un reglaj și a început să doarmă normal. A început să reacționeze, normal că dacă era mai statică, reacționa mai bine și recuperarea a mers foarte bine. Spune că Simonica avea tulburări de somn pentru că era foarte energică. Da, da. Și atunci v-ați propus în fiecare zi de la ce oră la ce oră ați avut acest program? Păi aveam o trezire la 6 dimineața și ne culcam la 12 noaptea. Și de la 6 sau când mergeați cu... Da, păi mergeam tot timpul. Mergeam, veneam acasă, mâncam, termineam iară. Și ați dumneavoastră cu ea sau soțul? Da, am ajutor foarte mare de la soț. Făceam cu schimbul. Mergeam împreună cu toată familia, deși a fost un lucru foarte bun, că eram toți, ne unește chestiile astea, chiar ne unesc problemele
Pentru că, din păcate, sunt familii care în astfel de momente, la fel unui diagnostic sau în alte incidente din viața lor, suferă anumite, să spunem, disfuncție familiară, uneori soldată cu polemici, certuri, scandaluri, violență, alcoolism și, din nefericire, unul și cu divorțuri. Da. În cazul meu, astăzi spuneți că soțul e de un mare folos, nu? Da. Și vă ajută? Vă ajutat? Mă ajută și nimicită. Efectiv povestim și colaborăm, așa ar trebui să facem, așa facem. Liniștită. Da, liniștită, bravo. Vrei un biscuite? Da. Fără ajutor n-am putea să facem nimic, pentru că trebuie din când în când susținere. Și ce face soțul? Povestiți-ne cum ajută soțul. Păi, făceam cu rândul la somn, dormeam pe rând și la mers, tot așa, depinde cât apucam să dormim, tot timpul comunicăm. Aici e bucuria familiei noastre, că comunicăm și atunci toate lucrurile se rezolvă. Dacă ajunge la o concluzie, da, trebuie să o forțăm prin mers ca să stea liniștită, atunci s-a rezolvat problema. Și trebuie să amintesc celor care îmi privesc, că dumneavoastră sunteți mama foarte, foarte activă și chiar ați organizat o asociație, nu, a mamelor, și cunoașteți și alte cazuri din Sibiu. Cum ar fi, care ar fi, spunem, relația cu celelalte mame? Cum privesc ele, cât de mult le încurajați, cât de mult le susțineți, nu știu, care sunt piedicile sau barierele cu care ele se confruntă? Ce să vă spun, și eu, ca și alți părinți, avem aceeași problemă. Și dacă avem aceeași problemă, ne unește ceva. Uh-huh. Indiferent că suntem o familie înstărită sau o familie cu mai puțin bani, problema noastră e comună și atunci trebuie să colaborăm. Tot este tot în beneficiu copilului, pentru că, uite, eu am rezolvat așa problema asta, hai încerc și eu, bine, încercăm și la specialiști, ei ne poate îndruma cel mai bine cum să facem și ce să facem, însă susținerea asta între noi e cea mai bună terapie a părinților. Și e un sprijin reciproc, simțiți că vă ajutați prin sfaturi, prin idei? Prin... Da, pot să spun că mă uit la un părinte și spun, uite ce reușite are, înseamnă că se poate, încerc și eu, sau să fac și eu ca el, sau uite că totuși nu a decăzut, trebuie să mă întăresc, sau dându-ne sfaturi, uite, te ajută persoana asta, chiar colaborăm bine, nu avem probleme, însă sunt părinți de tot felul și înțeleg mai mult sau mai puțin lucrurile astea care țin de autism. Simonica, îi place să se învârtească? Da, să se învârtească. Să se învârtească. Îi plac dulciurile. Da, are niște abilități foarte bine dobândite, nu? Da, da. Pot să spun că face câteva lucruri mai bine ca un copil de vârsta ei. Uh-huh. E numai la ce, da. Ea gătește foarte bine. De genul face o mâncare de la început până la sfârșit. Știe ce ingrediente trebuie spuse. Se descurcă foarte bine cu aranjatul mesei, chiar foarte bine. La nuntă se comportă exemplar. Nu știe nimeni că ea are o problemă, sunt nicio formă. Are conduita, ne-am mâncat la restaurant, da. Adică ceilalți nu observă nimic deosebit? Nu se observă. Pentru că dansează, când dansează toată lumea, mănâncă când mănâncă toată lumea, nu face nimic deosebit față de un copil normal. Acum toate lucrurile astea s-au făcut prin muncă și important e că se poate. Se poate și asta ne și motivează și ne ține în viață. Copilașii cu autism învață lucruri
și învață lucrurile printr-o abordare diferită, dar putem ajunge la progrese bune. Ce înseamnă un progres pentru un copil cu autism? Nu știu, noi am învățat să ne bucurăm de progrese mici. Mici, mici de tot. Spuneți-mi câteva progrese. Ce nu făcea acum 2-3 ani? 2 ani și ce face acum? Exact, și ce face acum? Da. Acum comunică, vorbim în propoziție, ce nu făcea atunci. Acum scrie un cuvânt scurt, 2-3 litere. Pot să spun că și-l citește. Desenează. Desenează foarte bine. Da. Gătește foarte bine. Gătește în ce sens gătește? Uite că s-a întors. Da. Face o salată orientală. Deci. Face o maioneză. Face clătite. Cam strictul necesar știe. Pătrătul de mamă nu face singură, da? Da, cam singură și vine la mine doar când e nevoie de aragaz de aprinsul focului. Știe să facă lucrurile. Gura? Să-i mai dăm altceva să, da, să deseneze? Vrei să colorez? Să coloreze? Da. Și cu căluț sau creionă? Găsește ea. Mulțumesc. Hai să-i dăm albastru. Te povestiți la un moment dat ce s-a întâmplat, mi-a povestit mie despre faptul că ea reacționa oarecum la străini și la mirosuri. Da. Și cum spuneți ce a făcut? Apropo de strategiile prin care mama își poate cunoaște propriul copil, îl poate ajuta, înțelege și poate rezolva unele deficiențe. Unele probleme. Da. Copilașii cu autism au probleme de tot felul. Diferite. Și de tot felul. Pot să spun că unii sunt mai sensibili senzorial, alții sunt mai sensibili la miros, alții chiar nu miroasă deloc sau trebuie depistate problemele la fiecare în parte. Și asta poate să o facă cel mai bine mama, pentru că oricum dacă ajunge la psihiatru sau la neuropsihiatru, o întreabă, nu poate să facă o evaluare pentru că nu cunoaște copilul și o întreabă pe mamă. Unde e sensibil copilul? Dacă nu este o atentă supraveghere spre sensibilitățile astea, nu putem ști încotro să o apucăm. Ea are la miros, are sensibilitate la miros și avea o problemă cu nasul, da? A rezolvat-o. Cu mirosul a rămas și probabil că va rămâne. Dar este și un punct bun. Pentru că recunoaște o persoană după miros, după aceea îi spune pe nume. Când vede o persoană să merge la ea și da, o miroasă și îi dă un indiciu de învățare. Adică asociază mirosul cu persoana. Înseamnă că are miros foarte dezvoltat, nu? Da, foarte dezvoltat. O mâncare nouă miroase exagerat pentru că vrea să vadă întâi cum miroasă, să vadă cum arată. Asta și primul contact. Da, primul contact. Așa face primul contact cu lucrurile noi. Noi, prin miros. Da, sau când are nevoie de ajutor, ea singură începe cu mirosul. Da, da. Îi se pare că mâncarea arată ciudat, întâi o miroase și atunci dacă acceptă mirosul mâncării, o mănâncă. Și dacă îi place și cum arată. Nu, ei nu au probleme cu alimentația de genul că nu le place gustul sau așa mai departe. Sunt copii care efectiv nu le place cum miroase, nu le place cum arată. Nu le place textura, nu poate? Nu le place textura, da, nu neapărat că nu mănâncă, că nu-i primește corpul sau că nu fac față. Și cu mirosul ce ați făcut în cazul Simonicăi? Problema noastră era că ea nu stătea într-un grup de oameni pentru că erau foarte multe mirosuri. Erau combinate mirosurile. Diferite. Da, după cum vedeți și carioca miroasă, pentru că asta nu știe. Nu, n-a avut așa un set de carioci care mirosa. Nu.
Și mergea pe la fiecare în parte și dacă nu îi plăcea mirosul, efectiv plângea ca să iasă din cameră. Adică refuza oricum. Refuza persoanele. Și atunci am zis, haide să încep să mă dai eu cu toate parfumurile posibile, că pe mine nu are cum să nu mă accepte. Ați observat că mirosul era cauza refuzului ei? Da, mirosul era cauza refuzului. Și dacă am început eu să mă dau cu toate parfumurile, na, ce am găsit pe piață și cam ce s-au dat toți oamenii. S-au dat parfumuri de pe piață? Da, am făcut un rost de mostre, da, de la firmele astea care producte. Distribuie, da, cosmetice și atunci m-am dat eu cu diverse parfumuri și n-a avut de ales, a trebuit să mă accepte, că oricum sunt persoana ei de referință. Și la mine se îndreptează, numai cu mine vorbește. Dacă m-a acceptat pe mine cu mirosul străin, cum ar fi, atunci a început să accepte și persoanele din jurul. Și cu câte mirosuri v-ați dat acolo? Păi, cam cu toate cu care, eu știu, na, am putut să cer de la mame. Dăm parfumul tău, dăm și parfumul tău, dă-mi și pe al tău, că chiar m-am dat numai o dată și dacă le-am explicat pentru ce, oamenii m-au ajutat. Am 10, 20? Multe. Mai multe? 40 da. De mostre? Acum nu le mai rețin, dar da. Chiar cu persoanele cu care intram des în contact, le-am cerut parfumul. Și după acest exercițiu, ea și-a schimbat, s-a referit altfel la... Da, trecea pe lângă ele, le mirosa, dar mirosul era cunoscut. Îl accepta. Și atunci nu avea nimic cu persoana respectivă. Chiar nu avea nimic. Cum se raportează Simona la dumneavoastră? Cum vă simte? Mă vede ea? Cum bine? Vă vede, da. Da. Acum pot să spun că sunt și mamă pentru ea. O perioadă am fost pedagog de recuperare pentru ea. Și simțea lucrul ăsta, dar a trebuit să fac. Adică ați fost puțin mai dură, mai rigidă, da, mai... Da, ați aplicat tot reguli? Tot în favoarea, pentru favoarea ei și, eu știu, să ne fie și nouă mai ușor după aceea. Pentru că ea, dacă dobândește niște abilități, se simte ea bine că poate să facă lucrurile ca toți oamenii și e și un ajutor pentru părinți, pentru că dacă ea poate să facă niște lucruri, nu le mai fac eu. Așa cumva. Și am înțeles că totuși o perioadă trebuie să mă comport un pic altfel. Și am zis, gata, pentru tine de aici încolo sunt pedagog de recuperare. Și nu a fost greu să... Foarte greu, pentru că totuși sunt mamă. Aș fi vrut să-i dau un iaurt când și-l dorea, deși am zis, până nu zici iaurt, îl primești. Foarte greu. Aici e foarte greu de lucrat și cu părinții, pentru că nu înțeleg că, de fapt, prin ceea ce face copilul, este un ajutor și pentru ei. Efectiv, nu mai trebuie ei să facă în locul lor. Și ei se simt foarte bine dacă poate să facă lucrurile de la cap, coadă, ca orice om. Deci e un semnal de alarmă pe care trebuie să nu să lăsăm părinților. Da. Măsura în care, având un copil cu un diagnostic, să spunem, cu o anumită, un handicap, sau o anumită deficiență, ei fac foarte mult pentru acești copii, oricum neglijind copilul și uitând să lase o tendință sau, să spunem, o încercare spre o anumită independență a copilului sau să-l provoace chiar să execute anumite, să spunem, mici gesturi, mici acțiuni pe care el ar putea să le îndeplinească. Și atunci, mai ales pentru că este copil, pentru că e fost pentru că se teamă că chiar spun, nu poate să facă asta și atunci lasă pe el. Și părinții greșesc pentru că, cum spunea dumneavoastră, nu-ți dau iaurtul până când nu vei pronunța cuvântul iaurt. Chiar dacă nu spui iaurt cu toate cele... Cu toată gura sau spui nu mă aud sau spun... Da, au fost zile când am spus mă aud, dar pentru mine era iaurt și atunci l-a primit. Atunci, imediat, n-am mai fost frustrată pentru că ea... Ce spunea, eu îi dădeam și am început să-mi iau iar meseria de mamă. Da. În momentul în care a vorbit. În care a spus ce dorește, că de fapt numai acum face propoziție între cuvinte. Dar dacă
a spus ce simte și ce dorește și eu i-am dat, atunci a fost mult mai bine pentru toată lumea. Și într-un început chiar să indice, să arate cu degetul ce dorește, să pronunțe jumătate de cuvânt sau chiar să pronunțe un litru din acel cuvânt, dar să arate dorința sa spre să vorbească, da. Pentru că ei de aceea sunt foarte agitați și sunt frustrați. Ar vrea să spună, dar nu știu cum. Și ea era non-verbal, de genul că arăta, dar nu mi-era destul. Și atunci am zis, trebuie să și vorbești. Și da, trebuie să fac într-un fel. Pentru că nu știam, nu era atâta terapie ca acum și am zis, trebuie să te frustrez, că altfel nu găsim nicio soluție. Nu trebuie să fac cu oamenii ca mine acum, că sunt și alte posibilități de a face copilul să vorbească. Însă atunci asta știam să fac. Numai asta am fost învățată să fac. A simțit?